cam o lună am stat, când am filmat consecutiv, am stat cam o lună la mare. Lucrul la personaj a început odată cu repetițiile, odată cu citirea scenariului și apoi cu repetițiile, cu improvizațiile, și am descoperit pe parcurs așa, am încercat să-mi aduc aminte cum eram eu la vârsta respectivă, cum ar fi fost dacă aș fi fost la Politehnică, cum ar fi fost dacă aș fi fost inginer. Ei sunt din Râmnicu Vâlcea, toți trei, cam asta e povestea. Și există un băiat foarte deștept, matematician, nu mai țin minte exact cum îl cheamă, dar și am încercat să mă gândesc și la el când lucram la film. Am încercat să-mi iau mai multe surse. Cea mai importantă, cred că am încercat să rămână amintirile mele și sufletul meu așa cum eram atunci, la 19-20 de ani. Sunt ultimul an la master la UNTC și am și acolo 3 spectacole: Chicago, Noapte furtunoasă și Stele în lumina dimineții, cu mulți colegi talentați. Și mai sunt și spectacole Domnul Căciuleanu, Dale noastre, Folia. Deci încerc să îmi văd așa de lucru, să lucrez cât mai mult, să construiesc, să pun treaptă cu treaptă, și filmul ăsta a fost o treaptă importantă, sper eu.